Vă salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou sezon de Suflet de Rapidist. Și așa cum ați fost obișnuit și anul trecut, ne menținem obiceiurile. Ne menținem obiceiurile și începem în forță. Începem în forță, așa sperăm să fie și parcursul echipei. Un invitat de top, numărul 1 în organigrama clubului, noul președinte al echipei, Viorel Moldovan. Vio, îți mulțumesc frumos pentru prezență și sper să vorbim și la ultima ediție din sezonul competițional de Rapid pe locul întâi. Robert, te salut și mă bucur pentru invitație. Mulțumim și sponsorilor, tot numărul 1, sponsor principal Superbet, alături de noi de la prima ediție, sponsorul premium Aqua Carpatica, mai ales pe căldurile astea, și doza de șpriț și doza pentru doamne, pentru domnișoare, pentru copii cu diferite arome. Avem toate culorile, avem și pe portocaliu și pe roz, pe ciclam, pe verde, tot ceea ce vreți ca să treceți mai ușor peste perioada asta caniculară. O vară fierbinte în Giulești, noul președinte, te-a luat prin surprindere propunerea, cum ai trecut peste perioada de acomodare, cum e în noua ta funcție, Viorel? Da, o vară foarte fierbinte, într-adevăr, la fel cum este afară în momentul de față, dar condițiile climatologice s-au schimbat și s-au schimbat și în Giulești, într-adevăr, în această vară. Un pic m-a luat prin surprindere, într-adevăr, am mai spus-o, aveam alte planuri, dar am avut două contacte cu domnul Șucu și nu mi-a trebuit prea mult timp de gândire pentru a lua o decizie din acest punct de vedere. Pentru mine este un privilegiu să fiu președintele Rapidului și să marchez acest moment special, ținând cont de faptul că Rapidul se află pe un drum extraordinar din punct de vedere administrativ, un drum parcurs cu multă sudoare, un drum la care au contribuit foarte mulți, și aici aș vrea să fac anumite aprecieri vis-a-vis de Daniel Nicolae și de toți ceilalți care au fost implicați în acest proiect, pentru că, se știe, Rapid a plecat de jos, a parcurs toate etapele necesare pentru a ajunge în acest moment. Toată lumea a făcut o treabă fantastică. Am găsit un club stabil din punct de vedere financiar, un club stabil la nivel de organizare. Toate lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Fiecare departament are rolul lui foarte bine definit și important în organigrama clubului și toată lumea își face treaba cu maxim de profesionalism. Nu ai preluat, cum spui și tu, nu ai preluat o corabie în derivă, nu? Lucrurile cât nu, de cât Robert, așezate, știi, nu? Eu vreau să spun altceva. Dacă ca antrenor am preluat echipe la greu mai tot timpul. Dificultate da. Financiară, cu probleme majore. De data aceasta, să folosesc o metaforă, am preluat un apartament gata mobilat. Deci doar mi-este la mult cheie. Mai ușor, într-adevăr, apropo de acomodare. Deja am o lună și un pic, am niște colegi senzaționali, am fost primit foarte bine. Suntem într-o comunicare permanentă, lucrurile decurg extraordinar. Ușor, ușor, deja m-am familiarizat cu ele și practic parcă sunt de o viață. Vio, care este obiectivul Rapidului anul acesta? Sau obiectivul tău personal? Te știu ca un, ai fost ca fotbalist un jucător ambițios, ca antrenor ai vrut să mergi cât mai sus. Ai și un obiectiv personal sau obiectivul tău personal coincide cu obiectivul clubului? Robert, îmi place să câștig. Ne place să câștig. Am fost un competitor și nu-mi place să pierd. Normal, obiectivul în momentul de față al clubului este clasarea în primele trei. La finalul sezonului competițional 2024-2025, respectiv câștigarea Cupei României.
Eu sunt încrezător că vom reuși să realizăm acest obiectiv. Am văzut că se vorbește foarte mult despre câștigarea campionatului, dar da, trebuie să fim echilibrați și să o luăm pas cu pas. Normal, dacă se va evi această oportunitate... Nu să dă nimeni la o parte, nu? La o parte. Dar în momentul de față nu cred că suntem favoriți și când spun acest lucru vreau să scot în evidență toate aceste schimbări care au avut loc la nivel de staff tehnic. Avem un nou antrenor, un antrenor nord-irlandez, un antrenor care a câștigat trofee și un antrenor cu un CV foarte bun, Neil Lennon, fiind campion de 5 ori cu Celtic Glasgow. Are foarte mare experiență. Tot stafful a fost schimbat tehnic. Practic, din stafful trecut a rămas doar Bogdan Lobonț. Care nu mai e antrenor cu portarii, nici principal, e antrenor secund acum, nu? Într-adevăr. La nivel de administrație, am văzut... Sandu, care a fost nou, Daniel schimbări. Sandu. Eu, Sandu, Daniel, care este directorul sportiv. Și alte schimbări la nivel de lot. Dar, așa cum am spus, sunt încrezător că aceste obiective le vom duce la final și le vom atinge. Avem un lot de mare calitate. Din ceea ce am văzut la antrenamente și în jocurile amicale, am fost aproape de echipă și în stagiile de pregătire am constatat cu plăcere că există un lot care mustește de talent și mă bucură foarte mult acest lucru. La nivel de underi suntem blindați, să spun așa, avem foarte multe soluții, copii de mare calitate, copii, că nu mai poți numi copii la tineri. La 20 de ani. La 20 de ani, 19 ani, 18 ani. Tineri care au perspective frumoase, dar totul depinde numai și numai de ei. Să-și dorească foarte mult să fie, la un moment dat, elemente esențiale în echipa Rapidului, să se impună și să devină certitudini. Ne dorim de astfel acest lucru, să avem cât mai mulți jucători tineri români, să joace sau să fie pe bancă, să fie în lot, pentru că ne propunem să oferim echipelor naționale, că sunt echipele naționale de juniori, de tineret sau prima reprezentativă, cât mai multe soluții și să avem jucători care să reprezinte cu cinste clubul Rapid acolo. Eu, tu ai fost un mare fotbalist, ai licență de antrenor, deci cred că ești cea mai indicată persoană să-l caracterizezi un pic pe Neil Lennon. Ai fost la Curtea de Argeș și ai fost la Maribor, ai văzut și jocurile amicale. Avem și un meci oficial, un prim meci oficial, chiar dacă se termină la egalitate și o să ajungem și la episodul Arad. Cum l-ai caracteriza? Pentru că este o necunoscută. Neil Lennon, afară de CV-ul, și l-am văzut 90 de minute la Arad, pentru noi, privitorii sau simpatizanții Rapidului, este o necunoscută. Tu, ca profesionist, ca antrenor, ca fost mare fotbalist, cum? Aș începe cu ce ai spus, adineaur. Profesionist desăvârșit, serios, direct, meticulos, impune respect. Distant? Nu aș putea spune distant, dar impune acest respect și este și normal. Un antrenor, sau mai bine un manager care intervine în momentele juste, de animat ședința în anumite situații, implică foarte mult stafful. El intervine când trebuie. Cere foarte mult de la jucători, o implicare totală. De altfel, din acest punct de vedere, băieții au fost exemplari. A venit cu o nouă metodologie de lucru. Eu o cunosc, am aplicat-o și eu ca antrenor. Din multe puncte de vedere, sunt similitudini între și ce ai trăit, scuză-mă că te întreb, și ce ai trăit, ce am trăit ca fotbalist în străinătate. Exact. Și ce am încercat ca antrenor în cariera mea să aplic.
vrea multă agresivitate din partea echipei, vrea ca jucătorul să dea maximum la antrenament, pentru că se știe foarte bine, nu e o noutate, cum te antrenezi, așa joci. Și joci. Antrenamentele au un ritm foarte susținut. Bine, în perioada de pregătire, normal că încep cu un anumit mai mult, volum, da. După care scazi volumul, crești intensitatea, băieți au răspuns pozitiv. Este adeptul acestui sistem de joc, tot discutăm despre acest sistem de 3-5-2, crede foarte mult în el, crede foarte mult în jucători că pot interpreta acest sistem, chiar dacă poate că sunt anumite elemente care, să zicem, nu se potrivesc, dar el lucrează foarte mult să convingă jucătorul că poate să facă față pe o nouă poziție, într-un nou rol. Bun, te întreb, ține-ți un pic ideea, de versatilitate. Petrilaș va găsi loc în formula de star sau în angrenajul gândit de Ney Lennon? Pentru că au fost discuții inclusiv aici, la Fanatic Superliga, după meciul de la Arad, că să fac 5 schimbări plus cei 11 care intră, iar Petrila nu își găsește locul în tot între acești 16 jucători, 10 de câmp plus 5. Petrila trebuia să intre, dar din diferite motive nu a mai intrat. Pentru că era și jocul, rezultatul, și nu? Și jocul a făcut în așa fel încât el să nu poată să intre. Oricum este un jucător de mare, mare clasă și talent. Nu trebuie să... Unul dintre cei mai importanti jucători și anul trecut. Știu la de la Rapid. CFR și mie mi-a plăcut foarte mult. Eu cred că va descoperi o nouă poziție și cred că are șanse mari să se adapteze. Și o nouă poziție? Asta e interesant ce zici, o nouă poziție. Da, o nouă poziție și poate va da un randament mult mai bun. El... Unde-l vezi tu ca antrenor pe Petrila? E clar, e un jucător de atac, Robert. Da, da. Depinde de sistemul folosit. În 3-5-2 ăsta, în 3-5-2 nu ai unde să-l vezi decât doar în linia mediană, undeva un inter, un jucător care să propună și să-ți atace profunzimea în anumite spațiile, momente. Exact, să nu vină prea mult la primit sau atunci când o face să aibă abilitatea necesară, cum de altfel el o are, să primească între liniile adversarului și să se întoarcă cu fața la joc pentru a accelera. Are această calitate de a dezechilibra bun, de și este foarte percutant, foarte bun. Poate să-ți aducă un plus de dezechilibru acolo în zona mediană și să pună în dificultate adversarul. Da, antrenorul, v-am spus, insistă foarte mult că jucătorul trebuie să interpreteze rolul respectiv și nu numai și alte roluri, că sunt mulți care descoperă acum acest sistem. Dar ei trebuie să se adapteze. Trebuie să aibă capacitatea să se adapteze asta la jucătorii care sunt în lot. Uite. Deci jucătorii trebuie să aibă capacitatea de a învăța lucruri aprofunda noi. Și de a învăța lucruri noi, de a asimila cât mai repede. Totuși vorbim de Rapid, jucători care de calitate, au calitate, valoare, jucători care au un nivel de inteligență ridicat, care asimilează foarte, foarte ușor lucruri. Dar va fi timp? Va fi răbdare? Nu știu, răbdare nu o să fie niciodată, pentru că deja cum am făcut un rezultat de egalitate și la meciul de debut, toată lumea ne-a terorizat în următoarele zile. Dar știm prea bine că așa este la Rapid. Normal că noi susținem antrenorul și suntem lângă el, îl ajutăm din toate punctele de vedere. Eu cred foarte mult în el, Lennon, cred foarte mult în lotul de jucători și sunt convins că dacă va exista această răbdare din partea tuturor, vom vedea un Rapid percutant, un Rapid agresiv, cu determinare, e ceea ce cere antrenorul, un Rapid cu mai multă personalitate, pentru că asta am constatat și la jocul de la Arad. Că vorbim despre el, în anumite momente ne lipsește această personalitate și parcă la prima adiere de vânt ne dezechilibrăm, prima greșeală, dăm posibilitatea prima adversarului să prindă curaj, intrăm în panică, ne precipităm
și comitem anumite erori care de multe ori costă. Da. Cred că avem nevoie de această personalitate, să o dezvoltăm și să fim mult mai curajoși, eu ce văd la antrenament, nu vorbesc aiurea, deci da. Avem o mare calitate. Calitate individuală, tehnică. Și colectivă, uh-huh. Dar trebuie să dăm mult mai mult. Auzi, crezi că... Să oferim mult mai mult din toate punctele de vedere. Crezi că tu, văzând lucrurile acum din interior, ai fost în cele două cantonamente, a trecut și meciul ăsta de la Arad, crezi că undeva Rapidul a fost nepregătit referitor la prezența lui Săpunaru în primul 11? Pentru că în momentul când era Săpunaru în teren anul trecut, plusul ăsta de personalitate, de agresivitate, de comunicare exista. Mi-aduc aminte și meciul de anul trecut de la Craiova, unde echipa conduce 1-0 în minutul 60 și roșu pentru adversari, cu Cristi Săpunaru pe bancă. Parcă lucrurile nu decurg din punct de vedere al agresivității, al comunicării cum ar trebui. Crezi că ar fi trebuit, pe lângă Săpunaru, rolul ăsta și anul trecut să-l mai îndeplinească cineva? Fără îndoială. Fără. Nu e suficient un lider. Echipa are nevoie de mai mulți lideri întotdeauna. O echipă are nevoie de mai mulți lideri. Normal că un jucător cu personalitatea lui Cristi Săpunaru este extraordinar pentru o echipă de fotbal, mai ales pentru echipa noastră. Chit că joacă sau nu joacă, da. În sânul grupului este respectat și trebuie să transmită valorile respective și să transmită încrederea grupului. Are această capacitate. Normal, și în teren trebuie să faci acest lucru. Întotdeauna, pe lângă tinerii jucători, trebuie să găsești un mix de experiență, un mix de jucători care au caracter, au personalitate și le oferă o anumită liniște celorlalți, mulți mai tineri. Avem un pic de suferință din acest punct de vedere, dar sper să o reglăm și să ne punem la punct, să crească jucătorii și să creadă mai mult în potențialul lor și să-l arate acolo în teren. Ai spus despre ceea ce s-a întâmplat, la Arad, despre perioada de pregătire. Am și comentat-o aici. A părut că Rapidul a avut ceva probleme fizice. Și mă refer la întreruperile alea cu Cârceii, cu poate doar presiunea debutului, poate căldura, poate și rezultatul până la urmă. Poate fiind cald, da, se întâmplă. Am avut, Robert, 20-25 primele de minute. Foarte bune. Eram confortabil în tribună. A fost o surpriză pentru tine, da. Începutul de meci? A fost o mare surpriză. Plăcută. Nu mă așteptam plăcută. Din contră, era ceva, chiar dacă îmi doream foarte mult victoria, da. Mă doream, dar nu... Dacă vedeam perfecțiune sau dacă vedeam tot meciul... Da. Cum a fost primele 20 de minute, era un semn de întrebare? Deja ziceam, băi, suntem prea buni. Ce cu Lennon ăsta? Sunt etape de parcurs. Da. Mai e mult de muncă. Mai este foarte mult de muncă, nu mult. Am avut 20-25 de minute, într-adevăr, când practic am controlat jocul. N-a contat adversarul, da. Da, era o chestiune... La un adică să vedea o diferență mult prea mare. Mă gândeam în tribună că... Ar trebui să facem 2-0, să facem să se închidă jocul. Da. Puțin să tăiem adversarul de tot, da. Pentru că după aceea, sigur, vom avea spații și va fi mult mai bine, vor cădea ei. Nu am reușit acest lucru în prima repriză. Din contră, pe finalul primei reprize, trebuie să fiu realist, am făcut anumite greșeli și am dat posibilitatea adversarului să urce puțin linele și să reintre în joc un pic, să pună presiune. Să pună un pic de presiune până la urmă la poarta noastră. Neeficient. Am intrat la pauză cu acest avantaj pe tabelă, dar a doua repriză, odată cu schimbările efectuate de către Mircea Regnic, trei schimbări la pauză. Ne-am dezechilibrat din ce în ce mai mult și am oferit adversarului posibilitatea să ne pună în dificultate. Pe final de joc și noi, odată cu schimbările efectuate, ne-am mai echilibrat, am urcat liniile și chiar am avut cu Burmaz, cu Jambor, câteva situații. Pendularea, la fel, întoarcerea la nivel aia dacă eram un pic mai lucizi în ultima treime,
puteam să luăm anumite decizii poate, mult, da, mai corecte, sau... mult mai bune, da. Și de ce nu să tranșăm meciul în favoarea noastră, dar deja acea căldură cu atâta energie consumată e greu și mă gândesc la ceea ce cere antrenorul Neil, da. La acest pressing agresiv în permanență, care te macină, reacția te stoarce. Pe care trebuie să o aibă jucătorii, normal și pe asemenea că da. Te cam stoarce. Trebuie să faci diferența. Noi am reușit să facem diferența, dar n-am reușit să menținem după aceea nivelul. Clar că trebuie să ne ridicăm nivelul mult mai mult și să arătăm mai bine la următoarele jocuri. Eu am citit și am văzut comunicatul postat de club. Până la urmă, jocul de la Arad. Am văzut și declarația ta imediat după meci. Acum s-au mai așezat lucrurile, a mai trecut timpul. Este un punct câștigat și un rezultat corect ceea ce s-a întâmplat la Arad? Ținând cont de aspectele jocului, consider că este un rezultat corect. Am văzut și statistica și datele pe Wisecout. Există un echilibru perfect între Rapid UTA și UTA. Rapid. Da. Până la urmă, acest lucru se reflectă în rezultat. Da, puteam pierde pe final. A fost acea fază controversată când fundașul nostru nou venit Blazek a anticipat prost acea mingea. Lasă mingea să cadă. Da. Chiar strigam din tribună să n-o lase să cadă. Ai strigat din tribună, da? Simțeam ceva. Tu ca atacant ai instinctul ăla. Întotdeauna când adversarul spune mingea în spatele apărării și te prinde cu spatele undeva la tău, da. Cu fața alergând spre poarta proprie, da. Nu știi ce ai în spate. Da. Unde vine ăla și ia ca drept dovadă, că vine și ia în fața. Ce s-a întâmplat, după care, bun, tot el recuperează și tot el ajunge acolo și scoate acel fault nevăzut de către arbitrul Colțescu. A fost acea decizie. Bine, și pe mine m-a bucurat. Te-a surprins, Vio, decizia? Da. Jocul a fost reluat. El nu a avut semnal în cască, nu a primit informația de la VAR, a intervenit. Ok, bun. Dar cu ce suntem noi de vină până la urmă, Robert? Că și după această greșeală, toată lumea ne-a sărit la jugular. Rapidul avantajat la Arad. De ce? Da. Noi am cerut așa ceva, așa s-a întâmplat. A fost o decizie până la urmă. Se greșesc. Sunt astfel de momente. Ce putem face? Dar rezultatul per total poate trebuia să vadă acel foul. Ai strigat foul sau ai văzut foul tu în timpul joc? Ai zis că ai strigat să nu lasă mingea. N-am strigat foul-ul că era în partea îndepărtat. Da. La televizor nu am văzut. Nu, dar la televizor e fără dubii să vede că e foul. Da. Nu credeam că credeam că va fi gol. N-ai crezut că... Nu? Da. Asta a fost și impresia mea pe transmisiunea în direct. Dar, v-am spus, noi nu avem absolut nicio vină și înțeleg pe de-o parte aceste erori. Da, de data aceasta, hai să spunem, bun, a fost poate o eroare, am beneficiat noi. Nu știu dacă poți să vorbești de o eroare, că faultul se dovedește că a fost. Eroare putem să vorbim că dă drumul la meci și revine. Știi că n-are răbdarea necesară să aștepte să comunice sau să-l întrebe pe arbitru de rezervă. S-a comunicat, dar n-a auzit după ce am văzut că arbitru de rezervă... El și face, intră în teren. Și intră până la mediul terenului să-i atragă, să atenționeze pe... Pe Colțescu. Pe Colțescu, da. Până la urmă, un rezultat echitabil la debutul nostru, normal că ne-am fi dorit o victorie, ar fi fost fantastic. Nu vreau să scot în evidență sau să fac anumite apreciere vis-a-vis de debutul altor adversare. Da. Până la urmă, e ok, e bine. Trebuie să luăm pas cu pas. Trebuie să creștem într-adevăr, să ne creștem nivelul și să avem mult mai multă încredere în forțele noastre. Ai spus de metodologie și de lucruri cu care tu te-ai întâlnit de-a lungul carierei de fotbalist, profesionist, care ai încercat în momentul când antrenai să le pui în practică și eu știu că domnul Neil a venit un pic cu un ciclu săptămânal, un pic diferit
față de cum erau obișnuiți jucătorii români sau jucătorii din România, indiferent că sunt români sau străini, și undeva la mijlocul săptămânii lasă o zi liberă jucătorilor. Dacă nu mă înșel, ieri jucătorii au avut liber, nu? Urmând ca azi să înceapă antrenamentele. Au avut două antrenamente cu o zi înainte. Marți, două antrenamente, da. Miercuri liber. Luni, iarăși antrenament. Luni, marți, antrenament, miercuri liber. Și antrenamentele sunt foarte intense. Mm-hmm. Miercuri liber și te gândești joi, vineri, antrenamente, sâmbătă, meci oficial. Da, nu, cum vezi lucrul ăsta? Că sunt foarte mulți care... De reglaj? Da. Așezări? Da, practice, da, da. Faze fixe? Dar nu ți-ai, adică crezi că prinde treaba asta în România cu zi liberă, cu trei zile înainte de meciul oficial? Tu ai zis că ai încercat să implementezi. N-am implementat aici în România. Am trăit aceste momente. Ca fotbalist în străinătate. În Franța, da. La fel făceai. Aveam o zi liberă pe săptămână. Da, da. Și noi aveam aici, de exemplu, și tu cred că aveai la Rapid, nu? Da. Pe final de carieră. Dar aveai ziua de după meci sau la începutul săptămânii și pe urmă marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă te antrenai, duminică jucai. Acum vine domnul Neil și luni, marți se antrenează echipa, miercuri este liberă. În mijlocul săptămânii. Adică e puțin ciudat așa. Da, cum... E ceva nou asta pentru, zic. Pentru jucători și pentru mine nu e nou, da. Dar acum în calitate de președinte, președinte. E nou. Da. Fiecare cu filozofia lui. Până la urmă, încearcă să implementeze o altă mentalitate, schimbe mentalitatea, mai bine zis. E de lucru mult. Sper să fie ok și să se vadă acest lucru pozitiv. Te aștept și din punctul ăsta de vedere să ia mai mult timp domnului Lennon să implementeze lucrurile astea? Ar fi foarte frumos, Robert, să se întâmple dintr-o dată așa peste noapte. Peste noapte, nu, da. Cred că se va întâmpla așa. Normal că cred că va dura puțin. Acum sper să obțină rezultate. Ăsta e lucru care e cel mai important. Să ai rezultate, să poți clădi pe un fond bun, de încredere, de rezultate pozitive. Capitalul tău să fie mult mai solid din punct de vedere a încrederii și normal să vină totul de la sine. Vom vedea. Apăsătoare atmosfera sau îngrijorătoare la nivelul lotului Vio după 1-1 la Arad? Nu, sau de ce? Nu? De ce ar trebui să fie? Nu, te întreb pentru că s-a discutat. Rapid începe prost, uite, au Cârcei, domne, au dominat ăia. Cu toate că vedem că câștigă finalul practic. Finalul de joc a fost al nostru. Că au jucat acea minge lungă și da. Ok, a fost rău interpretată acolo. S-a le-ai dat posibilitatea acolo, practic să te pună... Noi la un moment dat finalul de joc ne-a aparținut. Eram în jucătate adversă chiar pe atacuri poziționale. Bun, că n-am avut luciditate. Da, nu s-a concretizat, dar dominarea aia a fost. Chiar dacă în debutul reprizei a doua și să zicem mai... Mare parte din repriza a doua a aparținut celor de la UTA, dar trebuie să fim realiști. Nu cred că UTA te-a pus în așa dificultate să spunem că, vai, Doamne, ce se întâmplă cu Rapid. Au fost niște situații când au venit, parcă au avut un pic de nervi. Și da de public și decât, da. Noi o repriza a doua mult mai bună repriza a doua pentru UTA decât prima, clar, mult mai bună. Păi atunci prima repriză ce spune, da, nu? Primele 20 de minute, despre, clar, 20-25 de minute. Acolo trebuie să fim în cele 20-25 de minute ar fi ideal. Să fim chiar mai mult la nivel de agresivitate, de incisivitate, de realism în fața porții, de echilibru defensiv. Eu am aflat ieri și aș vrea te întreb pe tine, fiind președintele echipei, bineînțeles, dacă poți să ne spui, asta e un lucru de culise, așa, dacă vrei, că domnul antrenor ar fi suferit un accident zilele trecute și că arată destul de rău. Cât e adevăr? Eu m-am speriat când l-am văzut. Te-ai speriat când l-ai văzut pe Neil Lennon? De ce? La antrenament, pentru că a căzut de pe bicicletă. În Herăstrău
am înțeles că a lovit o bordură și a căzut foarte, foarte rău. Dar arată atât de rău cum... Bine, are nasul lovit, tibile, genunchii, coatele, tot. Deci e lovit ca lumea. Lovit, deci nu m-am speriat când, când l-am văzut așa. Nu știu, am înțeles că a dat într-o bordură și a fost catapultat. Și a aruncat după bicicletă, da, practic. Da. Face sport, merge și... Face sport, da, da. Joacă paddle mult. Da? Da. Ai fost cu, cu dânsul? Încă, nu am fost încă, dar... Dar pare așa cu toate, că pare, l-am văzut și la, la Arad în, cu bluza de trenge. Nu l-ai văzut ca mijlocaș? Îți mai da, bine, de... da. Și, și, și noi arătam altfel acum 30 de ani. Dar pare țăpănos așa, pare, așa deci face și, sport așa și... Așa a fost și ca mijlocaș central, țăpănos. Deci a avut un accident destul de serios. Da, da, deci nu e... Am crezut că... E mult mai grav, da. De, o să-l vedem mâine la conferința de presă, bănuiesc da. În, în starea care arată. Bine că nu și-a rupt nimic, nu? Bine că nu și-a rupt. E solid. E solid. E solid. A fost mai solid ca asfaltul. Da. Viu la, la nivelul lotului și eu spun ca susținător al, al Rapidului acum, după părerea mea mai, mai este nevoie de, de ceva la echipă. Mă gândesc, nu știu, poate la un portar, mă gândesc poate la, la un jucător de creație, poate la un fundaș central. Care sunt în momentul de față gândurile voastre? Păi, hai să spun, la nivel de jucător de creație, îl avem pe Gojkovic, care, da, care a obținut, a avut, nu? A avut probleme cu viza. Da, e ok. A obținut, da, e apt de joc. E apt de joc. Da, pentru meciul cu... Deci cu Luca CFR. E ok, da, pentru CFR. Într-adevăr a stat o săptămână și un pic... în Serbia, dar a avut, un, a avut un program de antrenament. El e în programul echipei. Sperăm să-l vedem pe Giulești împotriva CFR-ului. Acum, fie de la început, fie pe da. Parcurs. E apt de joc. Și din punct de vedere al actelor, el este ok. Exact. Okay. Bun. Acolo, ca și jucător de creație, poți să-l mai pui pe Papo, poți să-l mai pui da. Pe Petrila, poți să-l mai pui pe Omar. Poți să Burmaz? Mai pe Burmaz? Burmaz, nu, Burmaz e vârf. Burmaz. Mai mult poate Rahmani. Să coboare el mai mult. Da, da, da. Poți să-l pui pe Hassani. Deci acolo deci, tu vezi poziția aia acoperită pe undeva. Da, eu o văd destul de acoperită. Rareș Pop, care este fantastic. Îți place Rareș Pop? Îmi place mult de tot. Da. Îmi place mult de tot. V-am spus, la nivel de tineri avem, cred că, cei mai buni tineri din, din România. Aștept doar... Peste FCSB. Aștept să aibă foame. Peste FCSB, peste CFR Cluj, peste Craiova. Eu cred că da. Deci, mustesc de talent acești jucători, dar trebuie să aibă foame, mai multă foame, da, să da, aibă să grinte, reușească. Să aibă răutate, să-și dorească mai mult, să se impună și să joace. Uh-huh. Că vorbim de regula asta Under 21, dar deja la 21 ești... Trebuie să joci. Tânăr, bătrân. Da, da, da. Da, da, nu, da, tu trebuie să joci. Păi joacă alții la 18 la... ani, la 16 corect. Ani, câștigă campionatul european, nu? Corect, corect. Despre ce vorbim? Păi la 18 ani, tu trebuie să fiarbă sângele în tine. Să îți dorești mai păi mult. Vezi că să unii, vă impune da, unii își doresc, alții nu, parcă nu-și doresc atât de mult. Nu știu, vreau o revoltă din partea lor. Asta aștept să, de la să dovedească, tinerii nu? Ăștia. Da. Să dovedească și să, să muște din adversar când intră în teren și să aibă acea răutate. Să pozitivă. Fie titular, pozitivă, bineînțeles. Să fie titular, da. Indiscutabil. Să-și câștige locul în teren. Vor să joace la Rapid? Da. Aici ai, au șansa. E mediul cel mai bun. Antrenorul, din acest punct de vedere, îi apreciază și ține foarte mult ca să aibă în echipă cât mai mulți tineri jucători. Deci, dați-i drumul, copii. Nu vă rețineți? Nu vă rețineți. Am fost foarte atent la ce ai spus și nu o să-ți cer nume, că ești președintele echipei și normal, nu o să poți da nume, dar sunt anumiți jucători tineri de la care vrei mult mai mult. Ai spus atitudine și ai spus că vrei să-i vezi mai răi. Probabil tu văzând meciurile amicale, antrenamentele, probabil jucătorii ăștia care mustesc de calitate, îi vrei mai răi. E greșit ce spun? Da, îi vreau mai răi, mai răi. În sens pozitiv, vreau să-și dorească, poate ei își doresc, dar nu fac suficient de mult ca să devină titulari. Pe la 18 ani trebuie să rupi. Să muși și din coleg, nu numai din adversari. Normal, trebuie să rupi, să-l faci pe antrenor, să-l convingi, să-ți dea șansa să joci. Să spună, opa,
Da. Am încredere în acest tânăr. Îi dau drumul. Cu orice risc îi dau drumul, că știu că îmi face față. Își dorește, are ambiție, e motivat. Dacă nici la vârsta asta nu ai motivație și nu ai când ambiție, s-o ai? Când s-o ai atunci, Robert? Dar, pe de-o parte, bine, vorbesc la Mogean. Da. Plângem de fiecare dată că nu joacă, că nu... Nu li se dă șansă. Da. Șanse fiecare au. Doar trebuie să profite de ea și să convingă antrenorul prin ceea ce fac la antrenament. Și sigur o vor primi. Sigur o vor primi. O să te întreb un nume cu permis. Îți spuneai de achiziții, îmi spuneai și nu ți-am răspuns de tot. Da, suntem în discuții cu un portar pentru a crea competiție și concurență acolo. Un portar senior. Rămâne de văzut dacă îl vom putea aduce. Eu sunt optimist că vom reuși să facem acest lucru. E nevoie, într-adevăr, de un fundaș central încă. Un fundaș central mai experimentat acolo, pentru că avem tineri. Ignat, avem Iacob. Iacob nu mai e atât de tânăr, dar Bădescu. Bădescu, care Bădescu postul lui de bază este fundaș central stânga. Fundaș central stânga. Da, da. Mai și crezi că domnul Neil va folosi acolo sau tot ca o variantă de rezervă la Borza, să zicem, sau în lateral? Cum vezi lucrurile, Vio? El este fundaș central de picior stânga, foarte bine ai spus. Acolo, acolo va locul fi folosit, lui. Acolo va juca. Acum, bune, dacă e o conjunctură sau ceva, normal, poți să-l folosești și în stânga. Cam greu. Acolo. Cam greu. Cam greu ăla-i pe Mikovski. Acolo. Mikovski, care este foarte bun și cred că e o concurență benefică pentru Andrei Borza. Mikovski e puternic, are capacitate de efort foarte bună, potență fizică excelentă și se joacă între el și Borza. Și joacă acolo. Poate fi Bădescu, că ai amintit de el, poate fi Bădescu, pentru că a primit și botezul Superligii anul trecut, marchează la primul joc, e adevărat, în poziție de fundaș lateral. Dar crezi că poate fi surpriza plăcută din lotul Rapidului anul ăsta, dacă va avea șansa să joace? Dacă rupe puțin lanțul între ghilimele. Eu înțeleg exact ce vrei. Da. Poate fi, poate fi. E foarte apreciat de către Neil. Dar trebuie să își dorească mai mult. El, în primul rând, ceea ce spuneam. Ce ai spus mai devreme? El să își dorească mai mult. Să rupă lanțul ăla, să nu fie... mulțumit, poate, sau prea băiat bun. Așa, nu, trebuie să fie... Mai rău. Mai rău. Da. Și poate deveni o piesă de bază, o surpriză plăcută. Poate deveni, de ce nu? Vio, portarul de care spui, este român sau străin? Nu, este străin. Este străin. Este străin. Și un portar bănuiesc trecut de 21 pic de ani, nu? Care să asigure... Vrea un senior. Un senior. Aici, Neil vrea un senior. A spus, vrea un senior neapărat. Pe acest post, ai văzut anul trecut... Când s-a accidentat, la meciul de la Constanța, intră Bogdan, copilul, Ungureanu, a intrat foarte bine. Bun, dar e fraged. Dar vrei să te bați la campionat, trebuie, nu îmi trebuie să ne bată la campionat. Nu, vrei, 1-3. Campionatul stă nu, ești buscadă, acolo, la primit, Da. Adică eu cred că e prea mult pentru Bogdanel să pui presiunea asta pe el. Nu că n-ar fi copilul talentat, exact. Nu, e foarte vrei talentat și avem mare încredere în el. Exact. El trebuie să joace undeva, trebuie să meargă undeva, să apere constant și să crească un sezon la nivel de Liga a doua. Să fie continuitatea aia. Îl dezvoltă foarte mult. Deci eu înțeleg că dacă transferul ăsta se concretizează cu portarul străin, Bogdanel va fi împrumutat la o echipă de Liga a doua să joace meci de meci. Clar, da. Și atunci va fi și echipa acoperită cu doi portari de valoare, plus Bogdanel care eventual la anul să se întoarcă cu experiență, cu alt moral, nu? Și, iarăși referitor la transfer, un număr 6. Un număr 6. Un număr 6 pe care tot îl căutăm. E complicat pentru că am fost refuzați de către foarte mulți, chiar dacă poate am fost interesanți, să zicem, din punct de vedere financiar,
pentru unii vis-a-vis de ceea ce am oferit, da. Pentru alții nu, că nu te poți atinge de ei și nu te poți dedica la nivelul lor. Dar știu că ați avut vio, calitatea, ați avut niște ținte înalte. Am avut ținte și am fost refuzați, au preferat să rămână în campionatele lor, da, și la nivel salarial sus. Erau foarte, foarte ridicate. Făceam eforturi, dar asta a fost. Căutăm în continuare, avem discuții, ne trebuie o santinelă acolo în fața apărării, un jucător de echilibru, un jucător care să asigure zona din fața fundașilor centrali, să fie ceasul acela de care un metronom, nu? Ar avea să nevoie, dea și ritmul să un pic, filtreze jocul, jocul, să aibă această abilitate tehnică în momentul recuperării mingii, să construiască, să poate să-ți dea o pasă verticală, o pasă de penetrare, o schimbare de direcție și să fie și tamponul acela din fața apărării. Să facă curat în anumite momente, da. Cum da, se pură. Spune, să protejeze zonele laterale în acest sistem, este foarte important. Să vină, să-i dubleze, să dubleze pe cei care urcă. Da. Laterali, ca sigur, deja avem un fundaș central lateral care va dubla zona respectivă, pentru că jucătorii de culoar au pistoane. O importanță enormă, mai ales pe faza ofensivă, când trebuie să împingă foarte mult jocul pe atac, cât și pe faza defensivă, când trebuie să acopere foarte rapid zona dezechilibrată și să fie al patrulea, să transforme al patrulea fundaș. Cum de altfel se întâmplă în acest sistem de joc. Când joc într-o parte opusă, se decalează și jucătorul deci, de partea, și partea vine și acopere dreaptă de atac a adversarului. Tu ai alunecat spre stânga cu fundașul central de picior stâng. Centralul se coboară, transformă în fundaș central de picior stâng, dreapta în fundaș central de picior drept și vine ăsta și acopere. Fundaș dreapta. Da. Trebuie jucat. Interpretat foarte bine sistemul. Și asta trebuie timp. Trebuie timp, nu este ușor, dar nimic nu se construiește cu ușurință. Tiparul ăsta de jucători și eu știu că ați avut ținte din Franța, ați avut ținte din Rusia, din primele ligi. Costă mult. Chiar dacă vorbim de un număr 6... Plus că dacă poate până la un anumit nivel ne puteam ridica din punct de vedere financiar, ne refuzau ei că își doreau alte campionate. Nu vreau să vină în România. Chiar dacă vorbim de un club serios, un club unde se plătește la zi, cu suporteri foarte bine organizat, întâmpinați probleme să-i convinge să vină în România. Pe jucătorii ăștia, de exemplu, din Norvegia, Suedia, Danemarca, Franța, părțile astea așa spre vest un pic, sunt destul de reticenți când aud de fotbalul românesc. Da, găsim variante, sunt variante din Balcani, sunt o grămadă de variante, chiar foarte multe. Aici acceptă mult mai ușor. Da? Ucraina, am avut iarăși jucători foarte buni, am încercat să și profităm de această situație conjunctura politică, a lor. Da? Uite, îți dau un exemplu, am avut în mână un jucător extraordinar, un fundaș central de la Dnepr. Sunt în faliment, nu? Sau au procedură în faliment, de faliment, da, nu? Dar până la urmă a preferat să semneze tot în Ucraina. Era în vizorul lui Shakhtar Donetsk. Era greu să concurez cu Shakhtar Donetsk și până la urmă a semnat tot în Ucraina la o altă echipă pe un 6-700 de mii salariu, bănuiesc, nu? Plus sume de transfer, că și acolo sunt destul de... Deci, practic, tranzacția s-a ridicat la peste un milion, care nu știai unde să duce și cum să duce. Mai bine să nu știi. Mai bine să nu știi, da. Deci, din punctul ăsta de vedere... întâmpinați. Sunt, da. Încercăm să găsim și să convingem jucători care au interes să vină și, normal, să fie și de calitate, pentru că poți să aduci cantitate avem. Noi încă trebuie să echilibrăm din acest punct de vedere, pentru că sunt costuri foarte mari. Avem și noi un buget în care trebuie să ne limităm, să echilibrăm balanța.
nu poți să faci risipă. Și căutăm foarte mult jucători tineri, jucători care pot fi valorificați. Pot crește, da, pot să-i crește, luați, și... îi puneți pe tarabă, da, îi exact. Promovați. Pentru că mulți dintre ei, consideră România sau Rapid o trambulină. Da, o rampă de cum lansare. De altfel sau... da. Este și Rahmani. Da. S-a investit în el o anumită sumă de bani. Un jucător de mare, mare calitate. Îți place? Eu cred că avem cei mai buni atacanți din campionatul românesc. Cei mai buni? Da, Rahmani și Burmaz. Uh-huh. Pentru mine sunt cei mai buni, cei mai buni atacanți. Am spus asta înainte de a veni președinte, da, la Rapid, prin emisiuni. Da. Ambii sunt jucători de mare calitate, mare clasă. De mult n-a avut România așa atacanți. Cu toate că ambii Burmaz joacă puțin. Confirmat, au, da, Burmaz joacă puțin. Are un stâng ucigător, dacă apucă să armeze și să deschidă unghiul de șut, poți să te pupi. Să te bucuri, da, de așa. Da, te bucuri. Da, da, da. Rahmani nu mai vorbesc. E o felină. Și un simț al golului extraordinar, nu degeaba a tras atenția anumitor cluburi. Da, cum au venit acești jucători? Normal că în capul lor Rapid este o rampă să plece la mai bine, da, spre fotbalul occidental. Foarte bine. Căutăm astfel. Sunteți deschiși? Bineînțeles că suntem deschiși. Adică nu le-ai spus, de exemplu, Rahmani poate să plece sub 5 milioane de euro. Robert, fotbalul e business, da, în momentul de față. Până la urmă, peste tot. Normal că vrem să valorificăm acești jucători la parametri cât mai profitabil pentru club. În momentul de față, Rahmani, cât vorbim despre el, da, este jucătorul Rapidului. Eu, noi, ne dorim foarte mult ca el să continue cu noi și să ne ajute să ne deplinim obiectivele. El este focusat din acest punct de vedere numai la Rapid. Am avut discuții cu el. Da, perioada de transferuri există. 9 septembrie în România, dacă nu? Se va evi ceva, nu știu, ceva care să satisfacă pretențiile clubului, ceva de nerefuzat, da, e greu. E greu. Sub 5 milioane poate pleca? Niciodată. 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 Deci suma minimă ar fi 5 milioane, Rahmani. Nu. Mai mult. Mai mult de 5 mai milioane. Mult, da. Am înțeles. Cu toate că vine Jambor pe care plătiți un milion. Adică nu pot, crezi că pot juca amândoi? N-aș spune nu. E tânăr. Jambor, da, 21 este de o ani. Investiție, da, de viitor. Da, are la un milion, de viu. Da, la un milion. Luis Munteanu, ok, a confirmat în campionatul nostru, el e la un nivel mai superior. Da, dar și un milion jumate. Poate și mai mult. Și mai mult. Cred că mai mult. Da. Cred că mai mult. Cine vrea să-l ia acum, cred că mai mult. Că văd că există o licitație. Da, acum. CFR, suntem PCS... băgați și noi. Da. Foarte bine. Nu se știe niciodată. Să vedem. Încă pista lui Luis Munteanu pentru Rapid. Rămâne de văzut. Automat, ești din diplomat. Acest punct de vedere, trebuie să eliberăm un loc. Locul care va fi? Rahmani. Rahmani. Deci, și atunci chiar pare un business că îl iei pe Rahmani cu 600 de mii, dacă nu mă înșel, nu? Îl faci de 5 milioane 6, l-ai luat deja pe Jambor un milion și a mai dai un milion jumate, nu? Pare un business. Da. Cu Krasnichi a apărut tot un business și a fost un business foarte reușit. Da. Eu, da, un an la Rapid și... nu eram aici, dar ce da. Un an ăsta sau jumătate de an? Un an. Un jumătate de an, că vine de la CFR pe... Da, pe, nu știu, 800 sau cât, da. 900 de mii și îl dai cu 2 milioane. Și nu e business. Corect, e business. Da. Și în timp scurt. Adică dublezi investit, dublezi... Dar... Și până la urmă eu îți mai spun ceva, Robert. Nimeni nu e de nelocuit. Nimeni nu e de nelocuit. Uh-huh. Se găsesc soluții. Da, câteodată mai greu, ok, poți să suferi, dar se găsesc soluții. Da, am văzut că, bun, am dat benzile, că am vândut benzile. Da, că... vroiam să te întreb. Am vândut benzile pe Krasnichi. Funcio a dorit el, din proprie inițiativă,
să schimbe aerul. Funcșu a vrut să plece, da, el. Da, să plece. Fiind și la final de contract, mai avea 6 luni, nu? Fiind și la final de contract, dar automat avea o clauză care se putea prelungi dacă făcea un anumit număr de meciuri. De minute. De minute. Da. Da, nu vreau să intru în detaliul acesta, că și n-a mai vrut să le facă. E o istorie cumva? Și n-are rost. El este acum okay. În Turcia, da. Îi dorim succes. Dacă n-a mai vrut să continue alături de noi, nu ne împiedicăm, nu oprim absolut pe nimeni. Cine își dorește să facă parte din echipa Rapidului și să joace la Rapid, să pună tot în beneficiul Rapidului, e binevenit. Cine nu, nu poți să ții cu... Deci Funcșo și-a dorit să plece, ca să încheiem discuția asta. Să plece. Benz, n-am dus. Eu zic că avem doi copii care, dacă schimbăm sistemul de joc, putem să jucăm extraordinar. Și cu Rareș Pop și cu Petrila. Deci, plus că mai găsim soluții. Deci nu sunteți descoperiți. Nu descoperiți. Pentru că tu ești absolut, la... Absolut. Ești abdatat cu toate declarațiile și toate oricum, lucrurile. Oricum, normal că sunt. Le studiez și le văd pe toate. Nu. Trebuie să... Măcar atât să fac. Pare eu mai așa, mai liniștit. Mai liniștit. Dar și când te enervezi, cum ai zis tu, rup lanțul, nu? Nu, sper să nu mă enervez. Sper să păstrezi echilibru, nu? Și... Mai ales că ești într-o poziție oficială și tu așa ai fost și ca jucător, un jucător cerebral, un jucător care ți-ai gândit mișcările. Robert, nu sunt genul de om și nu-mi place bălăcăreala asta, spun sincer. Nu-mi place să apar, să mă cer cu lumea, să... Nu știu, așa s-a obișnuit fotbalul ăsta românesc. Numai bălăcărel, numai a zis ăla despre tine, ăla la altare despre tine, ăla ce a zis ăla așa, că te-a făcut nu știu cum, că... Bun, că mă depășesc aceste lucruri. Vreau să stai altceva departe. Și trebuie să schimbăm direcția asta. Trebuie să arătăm altfel. E urât. E urât să ieși, să spun ce a spus X, ce a spus Y, sau să vorbesc despre echipa respectivă sau despre nu știu cine. Nu, dar nu mă privește pe mine. Eu am treabă cu echipa mea. Atât. Tu vorbești despre Rapid. Echipa mea, eu trebuie să-mi văd de ale mele. De ce trebuie să văd eu despre alții? Nu, am problemele mele, trebuie să mi le rezolv pe ale mele, trebuie să fim noi ok, fiecare să-și gestioneze situația. Nu-mi plac. Mie nu-mi plac bălăcările astea și nu voi fi, nu pot. Nu pot să fac lucrul ăsta. Nu, bă, chiar urăsc chestia asta, să văd atâta polemică și atâta ură și răutate. Răutate și atacuri. Da, nu-mi plac. Crezi că ăsta e și unul dintre motivele pentru care ai fost ales pentru funcția de președinte? Prestanța ta, modul cum, discursul tău? Nu, în afară de istoricul tău, că a fost mare fotbalist, ca antrenor? Robert, eu cred că mă și prinde chestia asta. Că stă bine. Poate mă prinde mai mult decât antrenor, nu știu ce să zic. Rămâne de văzut. E o provocare, Viorele, pentru tine? Încerc să dau un echilibru, încerc să îmi ajut colegii, să-i susțin. Da, provocare. Te-am spus, adineauri, mă bucur enorm de mult că fac parte din acest proiect și sper să marchez istoria acestui club minunat în sens pozitiv. Frumos. Să realizez ceva. Da. Să lăs ceva în urma mea. Așa cum ți-am spus, nimeni nu este de neînlocuit. Da. Mai devreme sau mai târziu, așa e viața. Unii vin, alții pleacă. Trebuie să ai coloană, trebuie să ai respect, să accepți anumite lucruri. Am vorbit despre polemică și despre lucruri care au apărut după meciul de la Arad. Cum să fac transferurile la Rapid? La Rapid. Și tu ești la curent cu totul, dar o celulă de scouting, da, condusă de Sandu. Condusă de Daniel Sandu, directorul sportiv. Avem o bază de date foarte vastă. Mergem cu anumite propuneri către antrenor, Neil. Dacă vrea, de exemplu, un fundaș central din acea bază de date, mergem cu
4-5 propuneri, le analizăm și la final decidem abordarea. 1, 2, 3, prioritățile, 4. Nu? Prioritățile, am înțeles. Normal. Da. Și în funcție atacăm. De... Da, atacăm. Da, da, da. Cade numărul 1, da. Treci la 2. Cade 2, treci la 3. Da, la 3. Am înțeles. Deci, cam așa se fac transferurile. Oricum, da, această celulă de recrutare, de scouting, este la început. Este sub tutela lui Daniel Sandu, un băiat foarte capabil, în ciuda faptului că a fost criticat de către prietenul nostru. Da, prietenul nostru comun. Da, așa. Da. Este, și are doar 31 de ani. Un băiat școlit, da, da. Un băiat implicat, un băiat serios, un băiat cu atitudine, un băiat care știe foarte bine ce are de făcut. Normal că are tot sprijinul meu. Sunt lângă el să-l ajut. Și, fiind la început, să o creștem și mai mult, vrem să o dezvoltăm și mai bine, această celulă de recrutare, să devenim și mai buni. Vrem deja ușor, ușor să ajungem la un nivel, să ne pregătim din vară pentru iarnă și din iarnă pentru vară. Cu 6 luni înainte. Exact. Și în funcție de anumite sisteme de joc pe care le folosim, să identificăm jucătorii pe care să-i transferăm. O să te întreb un lucru care l-am aflat din interior de acolo și la fel, cu permisiunea ta, dacă vrei să confirmi sau nu, este de adevărat că pentru poziția de număr 6 ai urmărit împreună cu Sandu și departamentul lui aproximativ 18 jucători și a stat în ultima seară până la ora 2 dimineața la stadion uitându-vă pe imagini? Da, cred că mai mult. Cred că mai mult, da. Oficial, da, 18. Da, da. Dar așa urmăresc o grămadă, nu numai eu și Sandu, bineînțeles. Primim tot felul de și asta până la 2 dimineața să vă uitați la pe imagini? La stadion? Păi mai stai. Deci nu e o muncă chiar atât de ușoară, nu? Nu e o muncă ușoară, dar e frumoasă. Am spus, e un privilegiu, hai să fim serioși, e ceva fantastic, extraordinar să ofer ceva clubului, să lucrez pentru club, nu? Ce e așa de greu? E plăcere. Că alții la două, noaptea normal, 80-90% din oameni dorm. Eu aș mai vrea să mă întorc un pic la sistemul ăsta de joc, da. Să discutăm despre el, da? Ideal ar fi ca fiecare club, vorbesc la mod general, da, să aibă o identitate, da, de joc. O și antrenorul să fie joc. Ales dar în baza... Exact. Corect. Să fie ales în zici. Baza filozofiei. Corect. Și identității. Nu să vină antrenorul să schimbe fiecare. Dar eu te întreb pe tine, Robert. Da. În momentul... Până în momentul de față, da, să zicem, la Rapid București a fost o identitate de joc? Nu. 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 Ok. Bun. Ușor, ca drept dovadă, uite, eu îți dau un exemplu, ușor. Dacă ții de o secundă, îți dau un exemplu. Da. Îl vrea foarte mult Adrian Mutu pe Cârjan. Da. Adrian Mutu pleacă cu 4 zile înainte de începerea campionatului. Vine Bergodi și Cârjan nu joacă mai deloc. De joc, da. Exact, de asta. Aici ai foarte mare, okay, dreptate. Adică, da, tu tinzi, Viorel, ca președinte, să implementezi lucrul ăsta la Rapid împreună cu directorul țin sportiv. Foarte mult la acest ca aspect. Antrenorul să fie ales după filozofia clubului. Deci, țin foarte mult. Să creăm o identitate de joc, un stil de joc. Uh-huh. Știm ce se vrea la Rapid. Da. Ce se vrea la Rapid? Spectacol. Efervescență. Da. Goluri. Ok. Da. Bun. Bucurie. Deci tu nu poți să aduci niciodată un antrenor cu profil defensiv. Niciodată. Nu? Nu. Trebuie să căutăm un antrenor. Adică eu cred că un Dan Petrescu n-ar merge la Rapid. Să-ți propună un jocul astfel la ofensiv. De joc efervescent. Corect. Da, pe atac. Orientat înspre înainte. Deci trebuie să-l găsim pe antrenorul respectiv. Cum și jucători. Exact. Cum recrutăm jucătorii. Uh-huh. Avem 1, 2, 3, 4. Îi analizăm 5. Da. Și vedem fiecare în funcție de rezultate, de statistică, de filozofie, de comportament, da, de stilul lui, uh-huh, în teren, în afara terenului. Corect. Îi asculți și conferințele de presă, îi urmărești de pe margine comportamentul lui, tot spațiu tehnic, ținuta, deci tot, nu? Tot. Exact așa faci
cum faci și cu un jucător când îl... Deci ai, tu aici vrei să ajungi. Aici vreau să ajung. E unul dintre obiectivele tale. E unul din obiectivele mele. Deci. Trebuie neapărat să creăm o identitate de joc. Și mi-aș dori ca toate cluburile, până la urmă, să reușească să facă acest lucru. În România, în afară de Viitorul, care patronul e și antrenor. A avut că au pierdut și ei această identitate în ultimul corect, timp. A adus jucători cu experiență. Exact. Nu mai vin atât de mulți jucători din pepinele aproape, poate prea puțin, dar iarăși, acum fac o paranteză și vorbesc despre un adversar și închei cu... Da, vorbești laudativ. Vorbesc laudativ, deci e singura echipă, singurul club care a avut de la nivel juvenil o filozofie. Dar a avut și succes, domnul Hagi. Sper să ajungem și noi la acest nivel. E foarte important. Uh-huh. Da. Deci tu îți dorești să ajungi? Și nu numai să interpretezi un anumit sistem, trebuie să fii versatil. Uh-huh. Da, ai la bază filozofia asta, respectivă, aia se lucrează, începând de la nivel juvenil, nu mai vorbesc, clar, după ce se lucrează la fel și prima echipă, și după care să ai abilitatea necesară, să ai versatilitatea necesară să interpretezi 2-3 sisteme de joc. Planul A, planul B, cum, ce? Și ce? Așa m-au zis, nu? Da. Okay. Ai auzit bine. Deci tu îți dorești, ca unul dintre obiective, să ajungi în punctul în care Rapid să aibă identitatea ei ca echipă și antrenorul să-l alegi în funcție de identitatea club și filozofia de clubului, de jucători. Da. Și ăsta ar fi idealul. Da, și chiar dacă ca filozofie clubul își propune an de an să aibă 2-3 tineri, foarte tineri jucători, să aduci unul care promovează și tineri. Să impui antrenorului să folosească acești jucători. Să impui. E obiectivul clubului, e filozofia clubului să valorifice acești jucători, să-i crească și să-i valorifice și să-i ducă la fel spre echipele naționale. Să le crească cota, nu? Eu țin foarte mult la autohton, la jucătorul român și îmi doresc foarte mult să avem cât mai mulți jucători. Vezi Rapid un viitor apropiat să aibă 6-7 români titulari în primul 11? Da. Pentru că s-au plătit bani, Rareș Pop, 700.000. Da. Adică borsa 800. De ce investești? Păi asta spun, că tu o vezi și ca business, că e și om de afaceri. Adică trebuie neapărat să avem astfel de jucători tineri, cu potențial, care au marjă de creștere și poți să beneficiezi după aceea tu ca și club. Și fotbalul românesc să beneficieze după aceea. În eventualitatea plecării unor jucători importanți, și aici mă refer în primul rând la Rahmani, crezi că din partea suporterilor va fi o supărare? Că domne a venit, uite, a plecat Krasniqi, pleacă și Rahmani, a venit Jambor, nu-l știm, nu e tânăr. Adică crezi că va fi undeva greu de gestionat? Dacă să-l aducem pe Luis Munteanu, cred că nu. Crezi că nu? Nu știu, vom vedea. Da, oricum, Rahmani e cu noi și eu sper să rămână cu noi. Chiar dacă am spus că e business și așa este business. Da. Dacă primești ofertă de nerefuzat, atunci și aduci doi jucători de valoare și îți mai rămân și 2-3 milioane, adică e o lovitură și financiară până la urmă pentru club. Pentru că te dezvolți, ai aduci Jambor 1 milion, mai aduci un alt jucător de 1 milion, 1,5 milioane și îl vinzi peste 5 milioane pe Rahmani. Da, ești acolo, ești bine. Cu vânzarea de abonamente pentru sezonul viitor, mulțumiți? Se poate și mai bine. Băieții de la ticketing lucrează foarte bine. Sunt extraordinari, muncesc non-stop din acest punct de vedere și sper să atingem măcar nivelul sezonului trecut. Da, știu, a fost un sezon ratat, mai ales pe final. Dezamăgirea a fost cruntă. Locul 6 este egal cu... Un eșec, practic, nu? Nu un eșec, e mai mult decât un eșec. Înțeleg supărarea și frustrarea fanilor noștri. Eu sper să vină către echipă și să susțină echipa, pentru că, a fost o vară agitată, cu multe schimbări și avem nevoie de susținerea lor. Sunt foarte importanți pentru noi.
Eu știu că, și aici mai dau și eu din casă, așa că mai aud, fiind rapidist, știu că ai avut o discuție la un moment dat cu liderul suporterilor, cu Bocciu, și vreau să te întreb dacă te-a surprins sau te-a, nu știu, te-a dat un pic peste cap ca președinte al echipei să auzi, să vezi că liderul suporterilor rapidiști să retrage practic de la conducerea galeriei. Adică a fost și pentru tine un șoc anunțul renunțării lui Bocciu? Da și nu. Am avut o discuție cu el. Nu mi-a spus acest lucru. Bun, este și el într-un moment dificil, mai complicat. Cu o restricție pe stadioane. Exact. Da. Plus că suferă foarte mult din acest punct de vedere. Eu îl înțeleg perfect. E un om sufletist, un om care a reușit să strângă la un loc toate brigăzile, să fie la timona cele mai frumoase galerii din România, să pună mult suflet, multă pasiune, să facă mult sacrificiu și poate și lui îi s-a luat puțin după ceea ce s-a întâmplat sezonul precedent cu toate cele probleme. Poate din acest punct de vedere a făcut un pas înapoi. Sper până la urmă să găsească echilibru necesar și ei și să-și aleagă un lider, pentru că avem nevoie de galerie. Avem nevoie de fani, avem nevoie de galerie, avem nevoie de toată lumea, avem nevoie de unitate. Eu am mai spus-o, nimeni nu trebuie să fie mai presus decât emblema clubului, decât Rapid. Toți suntem sub. Pentru binele clubului. Sub club. Clubul e aici și noi suntem aici. Că e galerie, că sunt suporteri, că e moldovan, că e nu știu care. Nu. Noi suntem sub club. Interesul clubului primează întotdeauna. Nu interesul personal. Dacă vrem să realizăm ceva și vrem să facem ceva, dacă suntem dezbinați, dușmanii de-abia așteaptă acest lucru. Noi nu trebuie să fim dezbinați. Trebuie să fim un tot unitar și să tragem toți în aceeași direcție. Cu bune, cu rele, cu probleme, cu dificultăți, cu bucurii, trebuie să fim împreună. Tu ești un om al dialogului și un om echilibrat. Când se va rezolva problema cu liderul de galerie, vor face alegeri, sunt 12 brigăzi, vei avea o discuție cu reprezentantul suporterilor. Dacă vor ei să facă o discuție cu mine, cu mare drag, sunt disponibil, nu am nicio problemă. Eu știu ce înseamnă să-ți dedici o viață pentru un club și să trăiești pentru un club, să ai atâta pasiune. Deci, disponibilitatea... Ușa există. Deschisă la președintele moldovan. Da, nu-mi place clișeul ăsta. Da. Dar stă bine cu haina de președinte. Nu-mi place clișeul cu ușa deschisă, dar... Da. Okay. Disponibil la o discuție oricând există, cu da. Suporterii. Da. O ultimă întrebare și terminăm, că deja am depășit timpul. Nici și îți mulțumesc încă o dată, Vio, că ai acceptat să vii să vorbim despre Rapid. Dacă s-ar pune problema să plece Rahmani, veți intra într-o licitație pentru Luis Munteanu? Dacă va mai fi de actualitate la momentul respectiv? Eu nu vreau să plece Rahmani. Hai să o lăsăm okay. Așa. Ok. După aceea vom vedea ce va fi. Dar o să o lăsăm așa și sper să rămână Rahmani în continuare cu noi. Cred că până la final. Să mai dea, nu 17 goluri, să dea măcar 20 sezonul acesta, să ne îndeplinim obiectivele, să câștigăm un trofeu și după aceea poate să plece liniștit. Și sigur pe mai mulți bani, că ar fi până al doilea vreau. Sezon peste 15 goluri. Sau poate goluri. Nu va pleca. Sau... Dacă vom juca într-o cupă europeană, nu poți să știi. Corect. Poate zice, nu, rămân la Rapid, îmi place la Rapid. Iarăși o chestiune, pentru că vorbim de această apartenență, uite că îmi vine ideea acum pe final vis-a-vis de Rahmani. Da, trebuie să lucrăm și la această apartenență, la inimă, atunci când aduci un jucător să-i prezinți puțin mai mult
ce înseamnă Clubul Rapid, istoricului, tot. Suporter, tot, tradiție, tot. Să integrez. Da, da, da. Și să simt acolo, simt rapidist. Aici, în inimă, un frison. Că aparține locului, da, echipei, e familiei. E și din acest punct de vedere și este foarte important, pentru că, da, vedem din ce în ce mai mulți jucători străini care vin, care sunt rupți de spiritul rapidist, de istorie, de tradiție. Dau randament, își fac treaba, dar mi-aș dori că atunci când va pleca un jucător străin de la Rapid, la conferința de presă sau la primul interviu, să îi curgă o lacrimă. Am plecat din familia mea. Ar fi o mare realizare pentru noi. Știu că jucătorii din ziua de azi nu mai sunt atât de atașați, sentimental, de legați. Dar poate încercăm și vom reuși să transmitem această vibrație. Bravo, bravo. Încheiem, că ai spus mult prea frumos. Mi-i dă mulțumiri, Vio, încă o dată. Doamne ajută să implementezi, să reușești tot ce ți-ai propus. Și 70%. Să avem rezultate. Să fie rezultate. Rezultatele să fie rezultate. Și liniște, răbdare, putem, încredere. Putem construi, putem lucra. Vio, îți doresc din suflet succes. Doamne ajută să ne vedem peste ceva timp aici și echipa să fie unde îți dorești. Vă mulțumesc frumos, prieteni, mulțumesc sponsorului principal Superbet, sponsorului premium Aqua Carpatica. 17.30, cei care ați pierdut directul premiera pe canalul de YouTube fanatic.ro. Ceea ce a spus Viorel, important, și să consider așa, știri de presă, le găsiți pe site-ul nostru, pe fanatic.ro. 17.30 premiera. Ne vedem săptămâna viitoare după victorie în Giulești a Rapidului contra celor de la CFR Cluj, iar până atunci nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți oameni. Hai Rapidul și o săptămână bucuroasă să aveți!